Domnule director, 2012 a ajuns la final. Pentru compania dumneavoastră, având în vedere acest an care a fost mai deosebit, cum se încheie? Deci a fost un an deosebit pentru tot mapamondul. Dar, din fericire, pentru Romvax spunem că a fost un an bun, pentru că în momentul în care vom trage linie, suntem aproape de sfârșitul anului, realizările Romvac-ului pe anul 2012 vin cu o creștere a producției cu un procent de 17-18%, un profit mult mai bun decât anul trecut și ceea ce e mai important, toată lumea este sănătoasă. Da, așa se spune. Romvac-ul este singurul mare producător român de medicamente de uz veterinar, de produse de uz veterinar, care mai trăiește, mai există și în continuare se lasă sau nu se lasă? Romvacul n-aș putea spune că este singur. Mare este sigur, pentru că atât prin cifra de afaceri, prin rețeaua de distribuție și prin felul cum rezolvă solicitările agricultorilor, crescătorilor de animale din România, putem spune că este într-adevăr mare și ceea ce este important prin portofoliu de produse pe care le are Romvac, adică avem înregistrate peste 300 de produse, medicamente și vaccinuri de uz veterinar, medicamente și vaccinuri care se adresează tuturor speciilor de animale, atât rumegătoare, bovine, ovine, cât și suine, cabaline, cât și pentru animale de companie. Și anul acesta noi am venit cu o ofertă nouă. Până acum noi distribuiam și de la terți diverse produse, instrumentar sau ceea ce nu produceam noi, dar anul acesta venim cu o ofertă foarte bună pentru crescătorii de căței, deci pentru peturi. Oferim hrană super premium și premium, tot din import, hrană pe care în viitor intenționăm să producem în România. Da, lucru iată care se mai întâmplă prin țară, dar nu prea a luat o așa mare amploare. Industria aceasta animalelor de companie este cea mai dinamică pe plan mondial. Probabil că oamenii simțindu-se tot mai singuri, având încredere mai mare într-un animal de companie decât într-un om, că vedeți, reacțiile oamenilor sunt tare ciudate, neașteptate. Deci aceasta este cea mai dinamică industrie și atunci am zis să venim în întâmpinarea crescătorilor, posesorilor de animale de companie, astfel încât să le oferim produse foarte bune și împreună cu tot ceea ce oferim noi, medicamente, vaccinuri, să fie oferta completă. Cum v-ați pregătit pentru anul ce vine? Pentru anul ce vine avem surprize, spunem noi, sau nu știu dacă trebuie să le luăm ca surprize. Noi din anul 2011 am început cercetarea pentru producția kiturilor de diagnostic, astfel la sfârșitul 2012 putem spune că avem deja câteva kituri în înregistrare, de fapt, urmând ca anul viitor să ieșim cu ele în producție. În afară de acestea, până acum noi ofeream pentru, ca produs revelator, numai tuberculina bovină. Începând din primăvara anului viitor, am cumpărat tot ce trebuia, acum, adică tulpină și ce aveam nevoie, astfel încât, începând din primăvară, vom participa la licitație și cu tuberculina aviară, ceea ce este foarte important, pentru că atunci când sunt mai mulți ofertanți, prețurile, în mod sigur, vor fi cele corecte.